șampania la rece, cu baloane și petale de trandafir în jurul mesei, dar și cu muzică de calitate. Așa au sărbătorit iubirea cei doi îndrăgostiți care au primit cele mai multe voturi la concursul desfășurat în săptămâna Tenelov. Adina și Robert sunt împreună de doar 3 luni, iar prin simplitatea lor au reușit să cucerească publicul care i-a votat pe pagina de Facebook a organizației de tineret a PNL Giurgiu. Vă așteptați să fie așa de frumos ca? Nu, sincer nu. Ai emoții? Că te văd foarte emoționat. Foarte mari. Și cum o să decurgă această seară? Păi minunat, sper. Mă aștept să decurgă minunat. Ai gândit și la o dedicație? Nu, n-am avut timp. Adică nu mă gândeam că o să fie așa, nu știu. E prea wow. S-a mai avut o cină în doi? Nu. Ne plimbam prin parc și poza după aia Facebook, deci nu ne așteptam. Da, toate foarte repede. Da, foarte rapid totul. Nu ne așteptam. Te așteptai să fie așa de frumos ca? Loc. Te-ai pregătit emoțional? Așa. Place atmosfera? Da, e frumoasă. Ai avut o cină așa romantică? Nu. Cât timp sunteți? 3 luni. Vizibil emoționați, cei doi îndrăgostiți s-au ținut de mână aproape toată seara. Special pentru ei, bucătarul restaurantului a pregătit un meniu realizat pe detalii care reprezintă iubirea. Garnitură de morcov și alte legume în formă de trandafir și multe inimioare au făcut deliciul serii. Nici desertul nu a fost mai prejos. Am pregătit îndrăgostiților o cină romantică, într-un stil oarecum tradițional românesc. Ce meniu avem pregătit? Avem meniu tradițional românesc, șampanie, chiar dacă nu e românescă sau... Este, dar sunt lucruri care reprezintă dragostea și important este să marcăm momentul și data de 24 februarie. Și sperăm să se simtă bine și să-i însuflețească.